Păi, mai stăm mult aici. A, bă, ce vrei? Facem ce sală, ai uitat? Păi, Ștefan, asta e bandă. E la sală. Alergi pe bandă, gen ea merge și tu alergi pe ea și slăbești ca și cum știi și faci mușchi ca lumea. Bă, ești nebun. Aoleu. Stai, ia că alerg eu. Bă, ce-a fost mă asta? Doamne, închide-l mă acolo. Tu de ce, ai tras puțin de gantera asta sau nu? Ce-i mână? Nu, de ce aș face? E murdar. Ea m-a înghețat de sandwich. Putuita. Cum adică m-a înghețat de sandwich? Adică m-a înghețat de sandwich, ce? Lucia, ai uitat de dieta pe care noi am spus o ținem? Dieta, mai lasă-mă, când stai altfel să mănânc înghețat? Aole, dar ce dai nimic? Nu îl facem, e gata. Păi chiar nu mai facem. Aole, okay. N-am bani în primul rând. Respect de aici, molul ăsta. Vreau să vă spun că o să vă plătesc doar vouă subscripția la sală și pe Lucia o lăsăm să se îngrașe cât vrea ea, ok? Nu mă îngraș, stai liniștit. Da, mai mănânc acolo 10 tone. Eu merg la plimbări în pădure să-mi iau căpșune fiecare weekend. La 4 dimineața, dar ce mai găină, băi, am plecat că prea mă enervează Lucia. Mi-a distrus toată ziua, efectiv. Hai că te-am enervat, că eu am voie înghețată și tu nu. Uite mă, gândac ai. Euli. Mai bine, mănâncă-l până că-s proteine. Ia, scârbos, bă. Jake, tu chiar îl mănânci? Păi e bun, e proteine. Ce scârbos. Ce? Ce-ai mă? Ștefan, ai pus muncitorii să se construiască o casă nouă sau ce e acolo? Adică, bă, dar ce urâtă e! Da, mai schimbat de 7 luni, te rog frumos. Ce mă aia? Oana, de ce e în fața casei tale, gen? Da, de unde vreau să știu eu? Păi ce mă asta, că nu înțeleg? Bă, dar strică imaginea orașului, că urâtă rău. Dar îmi strică imaginea orașului, taci mă din gură cu imaginea orașului, auzi? Ce? Dar e oribilă. E urâtă. Ce? Sparge? N-o sparge, mă! Păi nu te sparge! E frumosă! Păi nu te sparge, uite! Păi da, dar e frumos de-aia, mai bine! Sticlă. Exact, e un fel de sticlă puternică, cred că, sau ceva, să n-o spargă tonteleca de Lucia! Lasă-o în pace! Mă, să ne luăm pichetul și spargem prostia asta, că e urâtă rău! Și mă ăsta! E un fel de computer, ia... Stai! Deci, ce? Mi se pare mie sau asta e o casă gen din viitor? Din viitor? Cred că e doar un calculator gigantic. Păi da, dar uite genie, exact, un calculator gigantic, exact asta am vrut să spun. Aoleu, nu ce? Ce e acolo? S-a deschis? Nu știu. Ia deschideți-mi ușa, deschideți-mi ușa. Mamă, nu știu. Ce e aici? Hai, intrați. Este sigur că e ok să fim aici? Se mișcă chestii. Butoane, ia să le apăsăm. Băi, nu apăsă. Alo, butoane. Uite, o carte, parte e... O carte? Instrucțiuni. Carte. Da. Cine vrea să ce scrie? Că n-am chef. Ia, dă-i lui. Da, tu n-ai fost la școală astăzi. Uite. Uite. Exact. Ia să vedem. Așa. Zice, această mașinărie poate upgrada o persoană într-o versiune mult mai bună. Cum adică? Ce? Adică există? Mai puternic, mai inteligent, mai șmecher? Generatoarele trebuie legate. Generatoarele trebuie legate? Care astea, sunt alea? Astea sunt generatoare, cred că. Uite că sunt pe tavană. Okay. Astea sunt? Bă, da, astea zici că sunt păi camere. Păi și cum le legăm? Cred că o să ajungem să le legăm de butoane. Bă, butoanele sunt butoane. Dar de ce încerci direct să faci? Tu chiar vrei... Cine știe ce înseamnă asta? Nu, vreau să fiu mai upgradat, mai șmecher, mai inteligent. Dar nu suntem deja... Păi, suntem într-o... Mamă, da, uitați-vă sub noi și... Mamă, astea sunt niște mecanisme care... Da, simt ce ciudat! Da, mă, ce tare! Da, eu n-am încredere! Nu și mi-e frică, sincer! E aer cald, gen, adică e calorifer! Dacă ne faci niște monștri! Cum se poate? Poate ne dă medicamente! Ce medicamente, mă, dacă stai într-o cameră? Ok, nu, ideea este că... Stai, ia, dă-mi cartea puțin, vreau și să mă uit pe ea! Uite, păi nu scrie altceva, că am verificat! Da. Ok, deci ai verificat tu sigur că nu scrie altceva. Ok, deci generatoare trebuie legate. Păi generatoare prin ce poți le legi? Prin fire, cu nu? Adică fire, da. Și altceva. Da, logic. Ce spuneți atunci să mergem? Dar stai că noi avem un șantier în lucru. Hai să frâm fire de acolo. Ce spuneți? Vreți? Da, logic. Dacă vă deschide ușa. Stai să ne prindă. Păi, mai și furi acum, Jakey. Da, mai sunt măcitorii aia pe acolo? Da, e 12, cred că au vacanță, doamne, pauză. Pauza de masă. Okay, e posibil, da, e pauza de masă. Hai, repede. Exact, bună idee. Hai da, să venim prima dată. Vai de mine. Mamă, vedeți că deja începe să se construiască ceva acolo, vedeți? Da, și uite, s-a prelungit și drumul. Eu țin de pază să nu vină cineva.
Ok, Oana, ține de pază, ok. Ștefane, ai găsit vreun fir până acum? Aoleu, sper să ne prinde cineva. Băi, poate sus la cabină. Hai, băi, grăbiți-vă. Hai de repede sus acolo. Doamne, poate de prin muncitorii. Hai să vedem și pe aici. Bă, cred că probabil sunt la mall, mănâncă. Sper să nu vină cât de curând. Mă, ce se întâmplă acolo? Salut! Măi, ce faceți acolo? Doamne, vă prostiți! Și bum! Ok, mamă, perfect, parcurs master. Ok, eu cobor pe scări. Exact. Haideți repede, cred că am văzut pe cineva. Nu, mamă, cred că s-a dus pauza de masă. Săracii nu vă să vadă că nu le mai merge macaraua. Vai, a stricat-o. Bă, lasă-l pe Andrei și pe Vasile. Aoleu. Ce cameră, nu era nimic pe acolo, gen. Nu l-am văzut pe niciun Raul. Băi, Ștefane, gata cu Raul și cu ăștia, pentru că noi trebuie să facem o mașinărie. Prindeai, eu am 18. Hai să vedem. Voi vă pricep pentru cablul și de-astea? Păi eu mă pricep, dar mă pricep cu cablul pentru că mi-am făcut un prăjitor de pâine de la zero, gen, și prăjește pâinea. Da, eu nu prea credeam, mirosea așa încins acolo. Ștefane, dăm toate firele pe care le ai. Ok, și o să legăm. Ce să ne legăm generatoarele între ele? Deci facem așa, bam, bam, bam. Uite, automat trece și prin fire. Bam. Ok, și generatorul. Gata, l-am legat. Păi și ce înseamnă asta? Adică... Cred că abia acum trebuie să apăși butoane. Eu, poate acum trebuie apăsat, da. Păi... Exact. Ok, să apăsăm atunci aia, dă-l și pe ăsta. Păi, apasă-l, păi nu, așa, bravo! Ce făcut? S-a întâmplat? Lucia, de ce ești un prăjitor de pâine? De ce sunteți? Că tu mai de prăjitor. What? Mă, ce sunteți voi? Adică cine suntem noi? Regii nu, României. Nu ne recunoști, Oana? Exact, regii României sunt cei mai jumecheri. Bă, am văzut prin pereți. Bă, și eu, mă, ce asta e sabie upgradată, ia uite. Uite, da, și tine. Bă, nu, eu vreau să plec de aici. Nu mai vreau. Ia uite ce tare. Băi. Cu fulgere acolo, ăla poate stricați aplatorul. Aici nu vede nimic. Doamne, mă, ce s-a întâmplat cu mine? Stai, Ștefan, am o teorie. Noi ce? Dacă vedem doar prin chestia asta, înseamnă că doar noi putem vedea această mașinărie? Poate. Sau poate e o hologramă. Mă, ce? Dacă cum? Hologramă? Prin. Păi nu știu, e din viitor. Mă, ce? Bă, nu! Nu! Aoleu, dar ce gălăgios e! Iată-i înăuntru, ia! Nu, tot nu se vede! Bă! Nu, e de... Vezi? E ceva cu chestia aia! Șoai de mine! Băi, tare rău de tot, sincer, dar... Ok, o să arunc firele astea că nu mai avem nevoie de ele la gunoi. Bam, le-am distrus. Poate le mai trebuie eu! Păi le-am aruncat deja, nu mai avem nevoie de ele, 100%, Ștefan, nu-i așa? Pentru că acum astea mai upgradați. Mă, sunt și puternic rău de tot. Ia fii atent, mă, ia dă-mă un pumn, dă-mi un pumn acum. Na, nici măcar nu l-am simțit. Nici nu-l simt, nici nu-l simt. Dar nici te miști. Păi exact, pentru că sunt mult prea puternic acum. Pleacă, bă, ia că-ți dau mă un pumn. Na, mă, ia că-ți dau un pumn. Ești robot. Păi chiar sunt robot. Cred că suntem cu toții. Păi da, domnul că mai sunt jumate robot, adică... De ce nu sunt? Am doar capul, pentru că inima este de metal. Pip-pop. Despre ce vorbiți aici? Doamne, ce ciudat. Să sperăm că nu ne transformăm așa. Robotul upgradat. Te rog, nu mai da în mine. Hei! Doamne, bă, prea tare. Dar ideea e că eu mă simt ca înainte. Adică nu sunt nou sau ceva, nu știu. Dar într-adevăr mă simt așa. Da, și mă păi tu crezi și eu, dar cum ai ajuns tu să fii un prăjitor de pâine, gen? Adică, doamne, dar chiar ia, pune-te pe burtă aici. Dar zici că e un televizor. Păi nu, pe burtă, pe burtă. Zici că e pământ, adică piatra. Nu-ți bate joc de mine. Fiți atenți, fiți atenți, ce spunem să... ideea e, mai știți că era un oraș pe lângă care avea niște oameni care au furat de la noi mai de mult. Mai știți, nu? Da, normal. Da, dar am scăpat de ei. Adică când nu mai vin la noi. Păi nu, zic că nu mai vin la noi de ceva vreme. Păi da, dar ar fi bine când să mergem la ei să le furăm. De frică să vină. Da, normal. Păi, mă, ia veniți după mine atunci să mergem să le furăm. Mă rog, adică le furăm, că ne luăm chestiile înapoi. Da, ne recuperăm chestiile. Da, bine zis. Haideți că suntem în orașul vecin.
de la ăștia de la care ne-au furat goldul. Să mergem să ne-l recuperăm. Oameni, dacă mai este. Abia aștept. Ce emoții, Simon, nu vezi ce puternici suntem? Exact, păi, ia uite. Cine știe? Ce dacă sunt a făcut toată planeta ca noi. Ai că da. Ce mă, da, uite, ăla ți se pare ție că e upgradat, ăla ți se pare că e puternic. Okay. Uite notoroi, uite ce nesoi are. Ia veniți mă nesoilor în coa. Ia, Ștefane, fii atent. Ia uite. Așa, bravo, da, Daniel. Unde fugi, mă? Unde e goldul? Doamne, mă, voi aici v-ați ascuns, mă, goldul. Unde e restul netrebnicilor? Ia uite. Unde e sculger? Nu era tot. Așa, Ștefan, bravo, bate-i pe toți, bate-ți pe toți. Ia, vină, unde fugi? Dar nu scape niciunul. Așa, bă, cred că nu mai e nimeni, nu? Adică, cred că... Poate s-au ascuns de frică. Nu mai e gol deloc, pe nicăieri nu mai... Păi normal, a trecut ceva vreme de când l-au luat. Da, nu, e consumat 100%, nu mai e... Da, sigur l-au luat. Nu mai vine atacă, n-ai avut grijă de gol. De ce, mă, da, că eu eram pozitoarea sau ce? Păi, nu știu cine era pozitoarea. Băi, nu mai da mână ăsta, că-i... Ce are, mă, Ștefan? Pip-pop, ce puțin ce mă, Pip-pop? Mă, ce are, mă? Nu mai vorbești? Ok, Jake, asta nu-i bine. Stai, ce? Dacă așa ajungem și noi. Complet. Vai de mine, nu. Nu mai vorbești, Ștefan? Hai, Ștefan, nu mai face mișto, minți. No, ăsta face mișto, mai mă să ne luăm goldul înapoi, că ăsta face mișto. Hai, mă, termină. Mă sperie, nu, eu nu mai vreau. No, 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 face mișto, stă la asta, face mișto. Îți bate și el joc, okay, gen, că suntem fericiți că ne-am luat goldul. O să vă distrug. Mă, ce are ăsta? Începe să... O să vorbească cu 0 și cu 1 acum. Bă! Mă, Ștefane! Mă, ce are? Băi, încetează, Ștefan! Mă, Ștefane! Tu? Dă-i una, să-și revină! Mă, ce are cu Jakey? Ia o bucată, na! Bă! Ok? Mă, ce s-a întâmplat cu el? L-am culcat pe jos, stai așa! Este, mă, așa puțin să... Deci, culoarea nu și-a schimbat-o, e aceeași. Păi da, poate înăuntru s-a întâmplat ceva, a făcut scurt circuit de la înăuntru... trăznete. Na. Păi, Ștefane. Ce? Doamne, ce m-am speriat. Ștefane, ai pierdut controlul. I-am două părți, dacă vezi la ochi. Hai să luăm noi tot, Lucia. Păi, observ, da. Păi, stai mă, luați goldul înapoi, da, înainte, dar... Păi, luăm, că vreau să plec de aici. Ștefane, nu e ok, ai vrut să mă elimini. N-am ce faci dacă așa mai upgradat după mine cu ochi roșu. Păi nu eu te-am upgradat în primul rând, adică mașinăria, nu vezi că eu am o letilă la ochi. Păi și dacă eu le-am pus înseamnă că eu am, de fapt, stai, m-am gândit la Lucia să fie, mă, eu am ceva de un prăjitor de pâine, că l-am confecționat din ălea. Da, ai zis. Și acum Lucia e un prăjitor de pâine. Da. Crezi că de aia? Păi de ce m-am gândit eu la Ștefan să aibă două părți, una rea și una bună? N-are niciun sens și la Oana n-are nimic, genia ei. Păi tu ai fost cu Jake rău. Taci, mă. Poate te-ai gândit că Ștefan e fals sau ceva, că te-a mințit atunci de chestia aia. Nu are sens cu aia. Și dacă tu ai crezut că e așa, s-a făcut dublu. Trebuie să avem grijă. E posibil. Nu. Hai la bancă să punem goldul. Mamă, și nu mai am firele alea, exact. Mergem la bancă să punem goldul, dar trebuie să avem grijă cu Ștefan. Eu le-am aruncat. Nu, e vina ta că tu mi-ai zis că nu mai avem nevoie de ele, Ștefan, tu mi-ai zis. A unde? De unde până unde? Așa mi-ai zis tu. Păi, mă, ce sunt aici? Gold? Nu e niciun gold aici. Cred că ce s-a spus al lui Ștefan? Te-ai dus direct la el. Păi nu pune goldul, că trebuie să-l băgăm în bancă, băi. Că ăsta e goldul nostru. Mă, care a venit, mă, cu private-ul aici la dojo? Cred că e Oanei, nu? Ia lui Oanei. A fost furat. Ce faci? Ok, da, cred că Oana nu mai are private-jet. Okay. Oamne. Hai să vedem ce se mai întâmplă în mașinăria aia. Poate, mamă, cum ar fi să fi dispărut sau ceva? Dar nu cred că a dispărut, nu? Nu, mă, nici sper că nu. Nu a lăsat mai multe instrucțiuni cu riscuri și cu de-astea, nu e corect? Da, nici eu nu știu, sincer. Dar, uite, că încă e aici. Ia să intrăm înapoi în ea. Ok, bă, e ok, că totuși, adică eu chiar mă simt foarte puternic și șmecher, dar... nu prea e bine cu Ștefan, că gen, cam are o versiune foarte rea a lui. Da. Dar ce sunt astea de aici? Stai. Ăstea, Ștefan. A, benzină. E benzină. Nu e, mă, benzină. Aici, uite, aici învârți. Nu cumva, ăstea erau generatoarele și ele erau altceva? Ce sunt ăstea? Ba da, ia firele. Dar stai un moment. Păi nu, mai bine. Nu, stai, am o idee. Mai bine mergem în spate la mall și luăm firele alea de curent. Știți, alea verzi? Hai, mă, de la aerele condiționat.
Aia le punem mâna, mă rog, le punem, punem. Să și le pună singuri, ia uzi mă la ai mă în spate la mola acolo să furăm alte fire că ne mai... Mam, ne vrei să fur de la toți. Mai, eu cred că asta lipsea, eu cred că le erau generatoarele de, nu știu, de benzină sau ceva. Cum ai zis, nu știu, Ștefane, și cred că din cauza ălora nu v-a transformat pe la voi ca lumea. Benzină, noi? Păi nu știu, miroșea benzină sau ceva, nu cred că miroșea benzină. No. Mă rog, adică eu unul nu mai simt nimic, dar da, cred bine, că, într-adevăr. Da, hai să mergem aici în spate la mol. Bă, chiar voiam alte fire, ia uite, uite mă, asta săracu, de aici pornește totul, cred că. Nu mai țin de pază, nu mai gata. Le luăm, pe toate, trebuie să nu merg. Băi, pe toate! Păi, oricum avea nevoie, cred că, de Ștefane, pe ăla nu cred că poți să-l fur, că ăsta e greu de spart. Doamne, băi, băieți. Are parolă? Nu are. N-are. Nu are. N-are? Păi da, e cea mai parolă. Securitate cea la mai mult. Cea mai gravă parolă. 1, 2, 3, 4, 5. Gata. Da, ce parolă. Da, da, hai, 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 odată, că sunt curioasă ce se întâmplă. Eu vin încoa. Nu, nu merge, prea... prea... No, e prea greu, Ștefan, e prea greu. Hai să plecăm. Nu vă mai... aveți distracții, hai să mergem acolo, asta e important. Asta înseamnă că nu sunt destul de upgradat. Exact. Trebuie să fiu și mai upgradat de atâta. Trebuie să fiu cel mai puternic dintre roboți, mă rog, să fim toți cei mai puternici dintre roboți. Uite, gen, mașina asta, efectiv, pot să o iau. Și uitați-vă unde pot să o arunc. O arunc efectiv pe soare, ia uitați-vă, ia uite. Bă, da, sărac, o strigi. Și mai departe. Dă-o, mă, încolo de mașină, că noi suntem puternici acum, așa, Ștefane. Păi, nu mai închide ușa în față. Doamne, așa, mersi. Ok, deci fii atent. M-aș lăsat afară. Băi, prăjitor de pâine, ia dă-te la o parte că trebuie să unim astea. Ok, deci ia. Să le las. Nici nu văd pe Lucia cum stă acolo. Facem și astea bam și după... Dă-te oala de fața mea. Că mă umplez cu ușa. Fii atent, Ștefan, astea sunt ultimele două fire. Le punem fix aici lângă aceste două butoane. Da, exact, uite. 1 și 2. Mamă. Oare acum o să meargă? O să fie ceva diferit? Apasă-le. Hai să vedem. Stai, gen, le-am dezapăsat, dar înainte să le apăs, nu știu, mi-e cam frică, adică... Ție ți-e frică, serios? E prea târziu să-ți fie frică. Păi, să le apeși? Da, e prea târziu. Păi, da, și cum e, trei de înși. Bă! Ștefane! Mă, ce s-a întâmplat cu voi? Ce ești verde, cool! Mamă! Sunt în sfârșit în versiunea mea finală. Vai de mine ce urât arăt. Nici măcar nu mai recunosc. Asta. Nici nu mai recunosc. Să ieșim de aici. Ok, hai de data asta să ieșim, să încercăm ceva. Mamă, ia. Mă, ce? Ce a fost? Ce s-a auzit? Oh my god. Mamă, ok. Ce ciudat. Spre soare, mai se închide soare. Oare. Hai să distrugem soarele. Da. Oh, okay. Nu pot să cred așa ceva. Da, e puțin luna. Cam frig, dar ideea e că eu doar îmi simt metalul de pe mine rece, pentru că eu nu mai am nicio parte din mine om. Sunt full mecanic acum. Adică luna. Nu mecanic, da, de mașină. Sunt mecanic gen din fier. Eu nici boia nu-i mai am. Exact, mamă, deci vreau să ne testăm abilitățile noi, upgradate la maximum. Și ce spune să mergem, nu știu, departe pe un câmp sau nu? Hai să distrugem un oraș total, ce spune să-l distrugem, vreți? Roșu, nu. Care, că la aia am fost deja la unde păi aia nu mai sunt, lasă că mai știu un alt oraș și să mergem să-l distrugem, okay. Total și pe ăla. Hai că urcați aici în mașină, urcați aici după mine. Dar ce sens mai are să mai conducem, pentru că... Nu, hai să zburăm. Exact, mai bine zburăm, nu gen, nu-i mai ușor zburăm. Să zburăm. Da. Ha, nu ce știam, sincer, că puteți ne facem din propriul nostru metal aripi. Chiar arătăm foarte bine, sincer. Sunt mecanice, ce cool. Ce tare. Da, aveți grijă că totuși șuruburile nu cred că sunt strânse foarte bine la tine, prăjitor de pâine, așa că să ai grijă, nu ok? Nu mai spune așa, băi, robot boy. Bine, stai că deja Ștefan a plecat, hai să mergem și după el, hai să mergem pe undeva, să poate un oraș. Hai, veniți după mine, mecanicilor. Ștefan? Nu te doare, gen, când dau în tine așa? Ia stai, ia dă-te Ștefan la o parte. Poate ia să testăm ceva, ia, dă-te-ți-vă la o parte, dă-te-ți-vă la o parte. Dai, bă, dai, că nu mor. Dai, ok, mamă, ia fii atent. Bum. Mamă. Eu. Bă, da, cât sunt? Păi sunt uite mulți. Rașul. Da, uite, mamă, uite că sunt și acolo. Da, cred că o să-i doborâm până apoi mine, că sunt extrem de mulți, sincer. Bă, da, ce mulți sunt. Rău. Ia, veniți. Mă,
orașul ăsta, uite-l. Fii atent, Ștefan. Ce spui să facem o concluzie, distrugem mai multe case? Eu o să fiu ăla. Ia uite, una. Mamă. Buf. Mă, ce-i ăsta? What, un elefant? Buf. Am găsit un elefant. Păi s-a încălzit prea tare de-aia. Fii atent că dau una asta. Uite-l aici. Mă, ce mă ăsta? Un elefant? Elefantul Bă, elefantul. Păi da, bă, da. Mă, mergea cu traveler-ul, săracul. O, săracul, stai așa că trebuie să-mi încarc arma. Deci, văd că mai este aici un singur supraviețuitor. Nu cred că mai este săracul. Bă, și Iron Golem-ul. Iron Golem-ul, poți să dai și după el, dar nu prea contează Iron Golem-ul. Oricum și el este făcut din metal, logic, adică nu e tot din metal făcut. Plecați, bă! Bă, tu cine ești, mă, invizibile? Era și el invizibil, alt supraviețuitor. Bă, mergem tu. Deci ce spuneți că acum, pentru că suntem în cele mai bune versiuni ale noastre, nu doar să cucerim această planetă, ci să cucerim tot universul, să creăm o camă neagră care să absorbă tot și noi să fim singurii care o să rezistăm. Pentru că uite, vedeți mâinile astea pe care le-am eu aici, uite, vezi Ștefan? Da. Asta este un foc verde. Atunci când o să, când o să miunesc pumnii, o să creez o gaură neagră care o să îngrită această planetă. Ai puteri de plasmă în pumni. Da, nu știu cum s-a întâmplat exact asta, dar să știi că nu mă deranjează, deci este ce timpul tare să distrugem toată planeta asta, nu? Hai, prima dată, voi zburați, eu o să termin aici ce am început și ne întâlnim pe următoarea planetă, ok? Ok. Bine, pa! Haide.